Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu riscul de a mai repeta anumite lucruri care s-au rostit probabil dimineață. Citim ultimele trei versete din pasajul obișnuit care se citește în Duminica Tomei. Ultimele trei versete 27, 28 și 29 din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, unde cuvântul Domnului spune așa, Apoi a zis lui Toma, Aduți degetul încoace și uită-te la mâinile mele, și aduți mâna și pune o în coasta mea, și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Isus. Pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin, amin. Vă invit respectuos să reocupați locurile. Doresc în seara aceasta să medităm și să poposim în jurul acestei sărbători și în jurul acestui text, care începe de la versetul 24, la 29 din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cuvânt, pasaj care descrie revelația Domnului Iisus Hristos lui Toma, modul în care i s-a descoperit, i s-a revelat. Și din acest text aș dori ca să vorbim despre natura revelației, despre natura sau caracterul revelației. Și să vedem din text toate aceste gânduri, am să le scot din text, să învățăm și să fim binecuvântați de acest cuvânt. În primul rând, revelația are loc în cadrul părtășiei. Revelația, descoperirea, are loc în cadrul părtășiei. Versetul. 24 spune că Toma, unul din cei 12, nu era cu ei. Nu era cu ei. Am convingerea că Domnul Isus Hristos a avut intenția să întărească valoarea părtășiei, valoarea legăturii, valoarea unității poporului lui Dumnezeu chiar din punct de vedere fizic, să fie împreună. Toma nu a fost împreună cu ceilalți. Când s-a arătat, în prima zi a săptămânii, în ziua învierii, când s-a arătat ucenicilor, nu pot să-l condam pe Toma că a fost necredincios, că n-a fost el mai necredincios ca ceilalți. Cred că e greșită porecla lui n-a fost mai necredincios ca și ceilalți, că nici ceilalți n-au crezut înainte ca să-L vadă pe Domnul, nici ei n-au crezut, până nu L-au văzut. Ce am împotriva lui Toma este faptul că a lipsit de la părtășie. Și nu știu exact după cât timp s-a întâlnit cu ucenicii și ucenicii au zis, Tomo, noi l-am văzut pe Domnul. Wow, când l-ați văzut? Păi în prima zi, în ziua în care e înviat, noi l-am văzut, noi toți am fost împreună. A, bă, eu n-am fost. Nu ne arată scriptura unde a fost Toma. Putem specula. A fost obosit, a fost bolnav, a fost la pescuit, a avut o urgență în familie. Sau pur și simplu a desconsiderat. Nu știm exact de ce Toma nu a fost cu ucenici împreună. Dar ce vedem clar e că Toma a pierdut. A pierdut binecuvântarea și bucuria pe care ceilalți ucenici au trăit-o atunci când Domnul i s-a arătat. Noi am dorit ca revelația să fie doar personală. Când vrem noi și unde vrem noi. Domnul să ne caute, Domnul să vină după noi. Domnul să ne vorbească unde suntem, unde mergem și cum vrem noi. Și nu întotdeauna așa. Pasajul acesta ne învață că Domnul însuși respectă această valoare a părtășiei. Fraților, au trecut 8 zile. Presupun că a fost de duminica, ziua învierii, până în cealaltă duminică. Pentru că dacă consider și duminica, sunt 8 zile. De duminică până duminică sunt 8 zile. De duminică până sâmbătă sunt 7 zile. 8 zile Toma a fost frământat. A fost consumat de gândul acesta, Doamne, n-am post cu ucenicii, nu mi te-ai arătat unde ești, vreau să te văd. Și Biblia ne arată că în timpul celor 40 de zile, Domnul s-a arătat de multe ori, în multe feluri și la foarte mulți ucenici. Și chiar s-a arătat în mod individual, ca excepție. Dar iată, fraților, că timp de 8 zile, în agonia aceasta, a, nu doar a curiozității, a dorinței și a iubirii de a-L vedea pe Domnul Hristos, Domnul nu vine la Toma. Nu vine. 8 zile. Se trezește Toma, Doamne, unde ești tu, ce nici te-au văzut? Tu poți să vii, tu poți să te duci oriunde, pentru că trupul lui a fost un trup nou, într-o altă dimensiune. Chiar dacă a fost trup, n-a fost în dimensiunea pe care noi o avem. Pentru că el apărea unde vroia să apară și pleca unde vroia să plece și dispărea din mijlocul lor și apărea în mijlocul lor. Ceea ce ne arată puterea supranaturală a Domnului. Doamne, unde ești? A trecut o zi, a trecut două, a trecut trei, Doamne, dar ucenicii te-au văzut, vreau și eu să te văd. A trecut cinci zile, a trecut șase zile, a trecut șapte zile, a venit sâmbătă. Doamne, unde ești? Vreau și eu să te văd. Nu credeți că Toma s-a consumat o săptămână? Cu faptul că nu l-a văzut pe Toma, că pe Domnul? Nu credeți că Toma s-a rugat o săptămână? Doamne, unde ești? Vreau să te văd. Pe undeva zice, parcă Tom ar fi meritat. Ar fi meritat o vizită din partea Domnului. Tom a fost un ucenic deosebit. Sunt câteva pasaje care vorbesc despre el. N-a fost chiar ultimul dintre ucenici și n-a fost un ucenic slab, a fost unul mai în față. Parcă zice, chiar ar fi meritat. Și timp de șapte zile, să spunem șapte zile. Toma așteaptă și Domnul nu vine la el. A opta zi, Toma își învață lecția. Iar se adună ucenici împreună. Iar să întâlnesc împreună. De data asta nu mai lipsesc. De data asta fac tot ce depinde de mine și mă duc la părtășia cu ceilalți ucenici. Da, dacă vine Domnul din nou. Ce ziceți? A făcut Toma bine că a gândit așa. Unde a venit Domnul data viitoare? Tot în contextul părtășiei. Frați și surori, e adevărat că trăim într-o lume care crede în biserică la televizor, crede în biserică de pe screen, crede în biserică de pe internet, crede în biserică fantomă. Așa pot să o numesc. Și chiar este cineva care și-a deschis biserică pe internet. Dar nu nici păstor, nici predicator, nici chemat de Dumnezeu. Îi acolo doar să-i critique pe toți păstorii, toate bisericile și toți oamenii care merg la biserică. Ca să se uite la el. Că el face banii pe YouTube și condamnă pe toți că cei care merg la biserică ar face lucrul ăsta pentru interese financiare. Și că toți sunt cu bani. Dar el își deschide își deschide biserică, mai deștept ca toți, îi bagă pe toți în buzunar și își deschide biserică pe internet. Frați și surori, trăim într-o lume din asta ciudată, dar Scriptura ne arată, Domnul Iisus însuși a pus valoare pe momentul în care ucenicii lui s-au adunat împreună, acolo a venit El. De aceea, spune Scriptura și Domnul chiar mai înainte, acolo unde doi sau trei, să nu fii singur, Tom ai fost singur, acolo unde doi sau trei se strâng în numele meu, eu voi fi prezent. Mulțumim Domnului că suntem mai mult de doi sau trei. Domnul să vă binecuvânteze, frați și surori, pe toți aceia care nu credeți în biserică de pe internet. Și credeți în biserică, biserică, acolo unde frații Domnului Isus Hristos se adună împreună, cântă împreună, se roagă împreună, ascultă împreună, laudă pe Dumnezeu împreună și simt unii cu alții și se văd față în față și se salută față în față. Chiar vorbeam săptămâna asta, eram cu cineva la masă dintre americani. Nu știu dacă merg la biserică sau nu merg la biserică, nu știu cât de credincioși sunt sau nu sunt, că n-am intrat în acel subiect, dar am fost la o masă după înmormântare, eram împreună cu soția și era o familie, erau vecini americani, prieteni cu o familie din familiile îndoliate. Și am stat de vorbă cu bărbatul acesta și mi s-a părut interesant. Și o zi zice, am avut și eu Facebook, de exemplu, un timp și l-am închis, zice, am ieșit. Am ieșit de pe internet. Nu mă mai interesează. Ok, zic, dar despre ce vorba? Zice, comunicarea asta fără ca să se vadă oamenii. Scoate afară cei mai rău în, în om. It brings out the worst in people. Scoate afară din nou cel mai rău. Pentru că acolo omul vorbește lipsit de responsabilitate. Vezi, zice, dacă stau cu tine la masă, noi nu ne cunoaștem, suntem străini. Dar pentru că stau cu tine la masă și îți față în față, eu trebuie să am grijă cum vorbesc. Eu trebuie să vorbesc cu respect cu Dumneata. Noi ne uităm unul la altul și comunicăm ca oamenii. Eu nu pot să-mi permit să arunc cuvinte așa doar ca să fie aruncate. Dar pe internet, zici, ai văzut ce se întâmplă pe internet? Ai văzut comentarii? Acolo nu interesează pe oameni? Acolo poți să vorbească orice. Aruncă cu, cu toporul taie. Nu interesează. Pentru că nu sunt față în față. E foarte important ca să fii față în față. E foarte important să ai legătură cu oamenii, legătura adevărată, și adevărată. Dacă ai 500 de prieteni pe internet, câți prieteni ai? Câți prieteni ai? Dacă ai o mie pe internet, câți frați și surori ai? Nu numai Domnul știe și tu o să știi dacă ajungi la necaz. Dar poporul lui Dumnezeu care are părtășie, acolo e prezent Dumnezeu. Și asta îi leagă fraților. Pentru că una este să mă uit în ochii mei, să te uiți în ochii mei, în ochii fratelui și să spui, God bless you, Domnul să te binecuvânteze. Să ai o săptămână frumoasă. Alta este să stai de vorbă cu el, să-l respecti, să-l iubești ca pe un frate în Hristos. Hristos, Domnul, a prețuit, a pus valoare pe părtășie. De aceea nu i s-a arătat lui Toma 8 zile Opt zile de chin pentru Toma. Dar Domnul a așteptat până când a mers. A mers și el la părtășie. Și acolo din nou a venit. Acum, pasul 2. Da, Revelația e în cadrul părtășiei. Dar Revelația e individuală. Nu e neapărat la grămadă. E individuală. Domnul, în mod individual, vrea să stea de vorbă cu tine. Și vrea să stea de vorbă cu mine. Revelația e individuală. Când Domnul a intrat din nou, a apărut în mijlocul lor, a spus pace vouă, la toți, pace vouă. Și apoi care a fost următorul cuvânt? Tomo. Toma, am treabă cu tine. Cu tine vreau să stau de vorbă. Ție vreau să ți arăt ceva. Tomo, te cunosc, îți știu frământarea ta, știu ce s-a întâmplat de săptămâna trecută până azi, știu care e dorința ta, știu ce ai cerut. Vreau să mă descopăr ție, Tom. Cu tine vreau să stau de vorbă. Te știe Domnul pe nume, nu ești doar un număr. Domnul ne cunoaște pe toți. Acum, noi îl cunoaștem pe Domnul Trump, nu? Care candidează la președinție, toți îl cunoaștem, așa L-am văzut, i-am văzut video, filmările, vorbele și cele bune și cele rele, îl cunoaștem. Pe câți dintre noi ne cunoaște Trump? Pe câți dintre noi ne cunoaște Trump? Cât, câți am fost cu el la masă, am stat de vorbă cu el? Cu câți i-a dat mâna și a zis, ți-a spus pe nume. Ți-a zis pe nume. Poate să fie, nu văd nicio mână ridicată, nici nu trebuie să o ridicați. Și dacă ar fi, că o să zică cineva că vă dați în spectacol, dacă ar fi cineva. Dar nu e. Nu e. Noi toți îl cunoaștem pe Trump și Trump nu ne cunoaște pe niciunul. Domnul ne cunoaște pe toți pe nume. Suntem mai lui. Ni se descoperă pe nume vine la închinare, dar stă de vorbă cu noi. Noi nu suntem străini față de El și El nu este străin față de noi. De aceea, 2 Timotei 2 cu 19 spune, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Vă dați seama de valoarea acestor cuvinte? Temelia are pecetea asta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui, aleluia. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, suntem cunoscuți de un Dumnezeu personal, în mod individual. Vine și stă de vorbă cu noi. Chiar dacă zicem noi că suntem la grămadă, suntem mulți, dar Domnul se ocupă de inima noastră în mod individual. De multe ori ai venit la biserică, la casa Domnului, și deși suntem așa de mulți într-o singură încăpere, ai simțit că Domnul îți vorbește ție în particular. Ai simțit că Cuvântul e pentru tine, cântarea e pentru tine, așa lucrează Dumnezeu, fraților. Domnul se ocupă de noi în mod individual. Revelația este individuală, chiar dacă este în cadrul părtășiei. Și nu exclud, fraților, că. Revelația are loc și în altă parte. Categoric, Domnul ni se descoperă în mașină, acasă, în călătorie, oriunde suntem. Domnul face lucrul acesta. Asta trebuie să considerăm că excepția, regula este și respectul Domnului este pentru părtășie. Și asta ar trebui să ne încurajeze ca întotdeauna să participăm împreună cu Sfinții, să nu părăsiți adunarea cum a unii obicei. Spune cuvântul Domnului Ies. Revelația e în cadrul părtășiei, Revelația este individuală. În al treilea rând, Revelația este mântuitoare. Revelația nu este doar cu scopul de a descoperi ceva nou, de a descoperi ceva interesant. Revelația este mântuitoare. De aceea Domnul se îndreaptă înspre Toma și nu îi spune lui Toma, Toma, vino și vezi părul meu. Nu știm exact cât de lung a avut domnul părul. Tomo, vino și vezi fața mea, privește ochii mei. Tomo, vino și privește barba mea. Tomo, uită-te la hainele mele. Nu. Ce a spus lui Toma? Mâinile și coasta. De ce? Ce vrea Domnul Hristos să știm despre El? Ce e mai important decât orice, fraților? Că vedeți, apar picturi, apar poze, oameni care de-a lungul secolelor au încercat să-L prezinte pe Domnul. Ba blond cu ochii albaștri, mai, ba mai brunet cu părul creț, ba cu barba mai mare, cu barba mai mică, cu părul mai lung, cu părul mai scurt. Fiecare cât ar fi știut el de frumos să-L prezinte pe Domnul. Știți că nu asta e important? Știi că nu asta vrea Domnul să știi despre el. Nu asta îl interesează. Nu asta descoperă. O, oh, are cum e fața lui, cum sunt ochii lui, cum e părul lui, cum e haina lui. Nu lucrurile astea sunt esențiale, fraților. Știți ce e important? Rănile. Pentru că asta vorbește despre crucificarea Lui, despre jertfa Lui, despre lucrarea Lui mântuitoare. Asta vrea Domnul să știm despre El. Așa ni se descoperă El. El ni se descoperă ca Cel care a fost răstignit pentru noi, ca Cel care a plătit prețul pentru noi. Isaia 49 cu 16 Iată, te-am săpat pe mâinile mele te-am săpat pe mâinile mele și nu spun prima dată când zic și în seara asta, fraților, când prin credință primim, privim la mâinile Domnului și la rănile Lui, ne vedem chipul nostru acolo, ne vedem numele nostru acolo, numele tău, numele tău e scris în rănile Domnului, pentru că El a plătit pentru tine și pentru mine când privesc rănile lui, înțeleg jertfa lui și dragostea lui pentru mine. Asta trebuie să știm despre el. Domnul ne-a săpat pe noi în palmele lui. Echipul nostru e imaginea noastră, e numele nostru scris în rănile lui, cu sângele lui. 1 Corinteni 1 cu 23, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit adică cel cu răni, nu al Hristos, nu al Mântuitor, singurul Hristos în lumea asta, în universul acesta, este acela care are răni, are răni în mâini și în picioare și în coastă, este cel care a plătit 1 Corinteni 2 cu 2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos, și pe el răstignit. Asta trebuie să știi tu despre Domnul, în primul rând, mai mult decât orice. Toate celelalte sunt frumoase, dar înainte de orice, tu și eu, trebuie să știm că Hristosul nostru a fost răstignit. Are răni pe care le-a dus în cer. În rănile lui e scris numele nostru. Și acolo, în ceruri, au rămas rănile lui. Am stat și m-am întrebat, Doamne, când ai înviat și ai primit trupul nou, când n-ai mai înviat în trupul acela vechi, când ai primit trupul nou, de dimensiune nouă, de ce n-ai închis rănile? Să nici nu se vadă. Nu putea Dumnezeu lucrul acesta? Când Domnul Hristos a înviat, să se închidă rănile ca și cum n-ar fi fost niciodată nimic și să se închidă mâinile. Rănile lui să nu mai existe pur și simplu. Dar iată că Dumnezeu a ales ca la înviere Domnul să rămână cu rănile vizibile și chiar tangibile. Vino și pune degetul. Vezi rănile. Pentru ca să rămână semnele jerfei pentru eternitate în ceruri, fraților. N-avem nimic în cer, noi oamenii. Ce ai făcut în cer? Oricine ai fi, orice operă de artă ai fi creat, nu ajunge în cer. Poți să fii sculptor, nu-i loc în cer pentru sculpturile tale. Poți să fii pictor, nu-i loc în cer pentru picturile tale. Poți să fii orice fel de artist, poet sau scritor. Nimic în cer nu-i făcut de noi decât rănile Domnului. Rănile Domnului sunt făcute de noi. Și rănile astea au ajuns, au ajuns în cer ca să știe Universul că Hristosul adevărat a plătit cu sânge, a suferit, a fost răstignit, dar am viață este înălțat în slavă glorie lui. Revelația e mântuitoare. Apoi, revelația e universală. E universală, adică e pentru toți. Revelația e pentru toți. Nu e numai pentru Toma. Nu e numai pentru ucenici. Versetul 29. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Nu-i ferice numai de tine, Toma. Vă dați seama ce, ce tragedie era pentru noi toți ferice de Toma. El a fost ultimul dintre ucenici care a văzut și ferice de el și s-a încheiat. Nu, nu, nu. O să vină milioane de oameni care nu o să-L vadă pe Hristos cum l-a văzut Toma, dar au crezut, au crezut în cuvântul scris. De aceea Ioan 20 cu 31 spune, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Yes. A fost scris și noi credem. Acum cineva ar putea spune, dar și eu l-am întâlnit. Da, eu vreau să cred că toți l-am întâlnit. Toți ne-am întâlnit cu El. Poate că nu ne-am întâlnit cum s-a întâlnit Toma, dar într-o zi ne-am întâlnit cu el și de atunci umblăm cu el. Repet, nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați întâlnit cu Iisus cum s-a întâlnit Toma. Eu nu m-am întâlnit în felul acesta, dar l-am întâlnit pe Domnul când mi-a vorbit prima dată. Când m-a cuprins cu dragostea lui, când a transformat mintea și gândirea și viitorul meu, m-am întâlnit cu el. Și de atunci sunt hotărât pentru el. Și tu te-ai întâlnit, și ție-ți s-a descoperit. Pentru că Revelația e pentru toți, nu e numai pentru o grupare de oameni, e pentru toți cei care cred, e pentru toți cei care îl iubesc, toți cei care îl caută, toți cei care doresc să aibă viață veșnică și să se bucure. De iertare. E pentru toți, e pentru tine, e pentru mine, pentru familiile noastre, pentru toți cei care acceptă mesajul Evangheliei. Când ți s-a arătat, cum ți s-a arătat, la fiecare poate i s-a arătat diferit. La unii le-a vorbit Dumnezeu în mod special printr-o predică, la alții le-a vorbit Dumnezeu special printr-o cântare, la alții printr-o prorocie, la alții în timpul rugăciunii la alții în timpul părtășiei și rugăciunii bisericii. Țin minte cu ani în urmă, o femeie, dacă nu greșesc, dintr-o biserică tradițională românească la peste 70 de ani, a intrat pentru prima dată în biserică, în casa Domnului, eram în clădirea veche, a intrat în biserică și a zis, când a început biserica să se roage, când a început biserica să se roage, am simțit că Domnul e acolo și pune mâna peste mine. Și m-a cutremurat. Și am zis, Doamne, tu ești aici, în locul acesta. Tu mă cercetezi. Ceea ce văd, ceea ce auzi și ceea ce simt, n-am văzut niciodată, n-am auzit niciodată, n-am simțit niciodată. Doamne tu ești în locul acesta și mă cercetezi și îmi vrei binele. Și atunci cântările de laudă, la mesajele Evangheliei și-a ajuns la apa botezului, la mărturisire și apoi la apa botezului ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, este minunat! Cum ți s-a descoperit Domnul? Cum ți-a vorbit Domnul? Nu te bucuri în seara aceasta că n-ai rămas pe din afară? Știi că nu, puteai să nu fii aici. Puteai să, puteam să nu fiu aici, dar Domnul s-a îndurat de noi. Într-o zi ne-a căutat, ne-a cercetat, ne-a vorbit la biserică, pe drum, citind Biblia, într-un fel sau într-altul, și de atunci încoace nu ne-a lăsat singuri. O, binecuvântat să fie Domnul pentru Duhul său cel Sfânt, pentru că Duhul Sfânt și Cuvântul Vieții îi cu noi în fiecare zi. Și avem siguranță, avem certitudinea că într-o zi va suna trâmbița, într-o zi ne vom întâlni cu Domnul, într-o zi trupurile noastre ori vor fi transformate, ori vor învia dacă vom fi adormit în țărâna pământului, ori vom învia, ori vom fi transformați avem credința și nădejdea aceasta. Duhul Sfânt ne dă certitudinea asta, cuvântul vieții ne dă siguranța asta. Și noi trăim în fiecare zi împreună cu Domnul. Da, s-ar putea să fie zile mai grele, zile în care îți pierzi pacea, zile în care cazi în păcat, zile în care ești ispitit, zile în care ești desnădăjduit. Da, călătorim prin Valea Plângerii, încă n-am ajuns, dar Domnul este cu noi. În ziua necazului, e acolo. În ziua suferinței, e acolo. În ziua în care am căzut, prin pocăință și recunoștință și căință, Domnul ne iartă, ne ridică, ne izbăvește, ne ajută să mai facem un pas. Nu deznădăjdui, nu privi cu dezinteres și lipsi de pasiune tot ce se întâmplă, ce apropie-te de Dumnezeu, caută fața Lui, dorește-L cum l-a dorit Toma, cum Toma a zis, Doamne, vreau, vreau să te văd, vreau să pun degetul, vreau să simt, caută-L, rămâi flămând după El, Domnul este aici, aproape de inima ta, de sufletul tău, caută-L, slujește-L, hotărăște-te pentru El nu rămâne într-o stare apatică. Nu întoarce spatele lui Dumnezeu. Nu fi prea ocupat cu alte lucruri. Pentru că nimic de aici, de pe pământ, nu o să ducem în cer decât ceea ce am făcut pentru Domnul când ne-am strâns comoară în cer. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ni s-a descoperit. Îi mulțumim că ne-a vorbit. Îi mulțumim că ne vorbește în continuare, cu dragoste, ne ridică, ne îmbărbătează. Îi mulțumim și ne rugăm pentru cei care sunt străini de legăminte, străini de adevăr, străini de Hristos. Domnul să-i cerceteze, Domnul să le vorbească, Domnul să-i ridice, Domnul să-i întoarcă. Și copii, copii de-a fraților care au alergat în lume, care au întors spatele lui Dumnezeu, ne rugăm pentru salvarea lor, ne rugăm pentru cei care sunt slabi și obosiți. Și mulți cred că sunt slabi, obosiți, desnădăjduiti. Se uită în stânga și în dreapta, nu mai știu ce să facă, nu mai știu ce să creadă, frați și surori. Hristos a înviat. Și mai zic încă o dată, Hristos a înviat și Hristosul înviat nu mai moare. El este al nostru și noi suntem ai Lui. Nu te da bătut. Nu întoarce spatele. Privește cu credință, cu pocăință, cu căință. Apropie-te de El și noi împreună toți ca să slujim Lui și să trăim pentru El. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Îi mulțumim pentru revelația Lui, pentru descoperirea Lui. Îi mulțumim că nu s-a descoperit doar ucenicilor și Tomei, ci ni s-a descoperit și nouă. Aș dori să ne rugăm împreună, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua în care ne-a vorbit și să-i mulțumim că El ne ține de mână în fiecare zi. Aș dori să ne rugăm pentru cei nemântuiți, să ne rugăm pentru copiii noștri, să ne rugăm pentru nepoții noștri, pentru generația care vine, să ne rugăm pentru America. Dumnezeu să trezească America. A pornit din punct de vedere moral și duhovnicesc. Este într-o cădere aproape ca și când sare cineva din avion fără parașută. E o cădere uriașă, cu viteză uriașă și care duce la dezastru. Ne rugăm pentru America. Domnul, el poate găsi soluții, să pună frână la toată nebunia asta. Ne rugăm. Ne rugăm pentru cei în suferință, ne rugăm pentru familia secară, continuăm să ne rugăm pentru Sam Bicovan, pentru Petrișor Olar, ne rugăm pentru fratele Ghiță Bodeștean care a fost dus la spital și din nou are nevoie de intervenția Domnului și noi ne rugăm pentru el, Dumnezeu să se atingă de el. Aș dori să ne rugăm pentru alții, printr-o ridicare de mână, știu că e duminică seara, dar slujim un Hristos viu, un împărat veșnic, un Dumnezeu puternic. Putem să lăsăm povara noastră aici. Și păcatul și neputința și Domnul să intervine și să izbăvească. Ne vom ruga cu toți împreună, apoi prin fratele pastor Viorel Necula din Spania. Am să-l invit să vină și să aduc o rugăciune de mulțumire din partea bisericii înaintea Domnului. Cu toți împreună ne rugăm. Binecuvântăm!